Vă salut, broșilor, și bine v-am găsit la un nou clip cu Tiger Ghost. Eu sunt Taker, băi, și mi-a fost dor de serverul ăsta, sincer. Avem un noir de nivel 113 la o prezentare azi. By the way, contul este de vânzare. Dacă aveți și voi nevoie de o prezentare de cont, aveți Discord-ul meu în descriere, Taker, hashtag 837, sau Instagram-ul Cosmin Tăcapară, unde postez destul de des și vă dau follow back, bineînțeles, și mai vedeți cu ocazia asta și ce mai fac eu în timpul liber. Bun, deci avem un noir de nivel 113, o să-l testăm imediat și în beta. Cu P-ul la aură, P la vârtej, G1 iureș, M9 incizie, M7 izbitură, M1 raza vieții, G7 la transformare, are militarul, reskill-urile secundare nu sunt foarte crescute. Ce e important, G-ul și G7 la transformare și călăritul, adică mă rog, calul militar. Contul, bineînțeles, că are și alchimie mitică, rubin clar full, jad opac full, safir mitic opac full cu brez ninja sura war, granatul plus 4 doar să fie, onyx pătrundere corporal săgeți și diamant, bineînțeles, full. Bun, hai să trecem și la partea de iteme. By the way, contul mai are pet încă 110 zile, deci e fresh cum ar veni. Are și un Bashido tip, nici mai știu ce tip, să nu vă zic vreo prostie. Stai că de ce nu se vede petul în soțitori? Da, ok, bun. Dar cred că un tip destul de slab, cu vânător, berserker și antrenament, asta ar trebui schimbat. Adică, mă rog, să-i schimbi tipul. Și la capitolul de iteme avem așa. Glaive Zodiac plus 8, 35 medie, 5 pătrundere. Armură de oase plus 6, 10 foc, 10 vânt, 30 atac, 15 săgeată. Coif plus 9 cu 15 foc cu atac. Scut titan plus 8, 10 semi, imun. Brățară lacrimă cer plus 8, 10 vânt, 20 diavol, 5 pătrundere, 1 KPV. Colier de foc 1500 PV, 10 critică, 3 pătrundere, 10 daune de PM, foarte, foarte mișto. Cerceai smarald plus 8, 20 diavol, 10 orci. Papuși de foc plus 6, 1500 PV, 5 critică. By the way, contul este la un preț foarte bun. Deci, din punctul meu de vedere, și acest cont este o afacere. Și marea majoritatea conturilor pe care le vedeți pe canalul meu sunt o afacere. De asta se și vând foarte repede. Adică sunt la un preț corect și nu pui la prețul la conturi de să sară în aer. Știi ce zic? În fine. Coroa sufletului plus 6, talisman întunecat plus 4, 5 semi, 20 întunecare, 20 obiecte, așa. Scutul tigrului plus 9 cu imun, scut leu 20 vampiri pentru setul de vampiri, coif 10 semi, 10 magie, colier de argint, adică mă rog pentru setul de vânt, colier lacrimă plus 9, 15 gheară, 15, nu, 10 gheară, 10 mâini, 1500 PV, încă un colier lacrimă plus 9, 1500 PV, 6 pumnal, 15 sabie, regenerare PV, regenerare PM. Colierul ăsta l-am avut și eu pe Supreme Sura acum foarte, foarte mult timp pentru setul versus pumnal, 1500 PV, 15 sabie, 10 pumnal, papuș Phoenix plus 6, un KPV, 15 sabie, 10 gheară, 3 critică, papuș de apă plus 7, 15, 10, 10, 1500 PV, o blocare, foarte mișto și ăștia, papuș de foc, 1500 PV, 10 critică, deci pe setul cu foc la razador se descurcă foarte bine, papuș de vânt, 1500 PV, 5 blocare, brățară 10 semi, 10 foc, brățară cu 20 vampiri pentru setul de vampiri. Cercei 20 diavol, 20 vampiri din nou pentru setul de vampiri. 15 gheară, 5 semi, 10 sabie, 10 sabie, da. Coif 15 foc, coif 20 vampiri, beta plus 9. Un K jumate PV 10, 10, 10, 10. Triton plus 9, 10 semi. Mortală plus 9, foarte mișto și asta, 1500 PV, 15 foc, 15 fulger. 10 săgeată, 10 pumnal și skin-ul ăsta chiar îmi place foarte mult. Semion plus 9, 6 putere, otrăvită plus 9 cu 13% puterea fulgerului, deci super bună pentru V4, încă un FMS plus 9 și cam ăsta ar fi contul, deci un cont super, super, deci în by the way, pe cont mai sunt și aproximativ 1000 și ceva de JD-uri, contul mai are și iteme, doamne, 4 caractere de nivel 61 pentru cioburi. Am uitat să vă arăt și eșarfa de 19 cu beta plus 8.
Dar asta e. Eșarfă XU de 19 cu beta plus 8. Băi, un cont foarte, foarte mișto, un cont muncit. Dacă sunteți interesați de el, v-am zis, aveți Discord-ul meu în descriere, taker, hashtag 837 sau Instagram-ul. Vă aștept acolo și cu oferte. Și hai să vedem și noi ce damage avem la metine. Băi, mi-a fost dor de serverul ăsta, sincer să fiu. Tiger Ghost a fost un server pe care eu m-am ridicat foarte mult pe YouTube. Am avut o serie foarte lungă, aproape 150 de episoade. Seria cu care, să zic așa, a crescut canalul cu Taker, cu videoclipurile de Crăciun, toate ideile și cu fata cu care eram eu pe atunci. Deci, băi, a fost altceva pur și simplu. Deci mi-a plăcut serverul ăsta foarte, foarte mult. A fost și într-o perioadă, ca să zic așa, o perioadă în care nu puteai să faci foarte, foarte multe, dacă, de fapt, nici nu știu dacă era vaccinul. Dar ideea e că erai restricționat de stat, că nu aveai ce să faci, efectiv. Și, na, astfel, și acum, cu toate restricțiile astea, crește populația, adică crește jucătorii pe metin, nu, pentru că dacă nu mai ai ce să faci, stai în casă, plus iarna mereu au crescut jucătorii de metin, asta e cert. Și nu doar pe metin, în orice joc, mi se pare normal într-o oarecare măsură să fie așa. Și băi, sper să găsesc și eu câteva metine. Pe aici farmam eu foarte, foarte mult, încă de pe om. Deci încă de pe om farmam așa. By the way, fraților, nu uitați și voi de butonul ăla de like, să strângeți și noi acolo 100 de like-uri la clipul ăsta. Pentru că e așa, mă, e ce trebuie. Plus, chiar e un clip așa mai nostalgic pe serverul ăsta. Și na. Bun. Ziceam că aici farmam eu pe om și doar mapa asta o știu din beta. Sincer, Thunder-ul la metinele astea e singura mapă pe care, să zic așa, că am învățat, am reușit să o învăț unde sunt toate metinele și restul, pentru că mi se părea foarte, foarte complicat înainte. Nici n-am stat eu să le învăț. Ne soare, ceață, off, cameră departe. Ok. Nici n-am stat eu să le învăț foarte, foarte bine, dar asta mi s-a părut cea mai ușoară mapă în care pot să găsesc metine. Uite, ok, deci metine de nivelul 105. Hai să-mi pun aici mănușa tălharului, activăm și noi alchimia. O să pun asta pe noi. Și nici nu știu cu ce e metinul ăsta. Pământ. Ok. Asta cu el. Hai să vedem și noi cam cât dăm. 15k, deci 15k fără a cadea, fără medalia eroilor, fără nimic, cu medalie și cu restul, cred că se poate ajunge la 20k extrem de lejer. Ăștia nu prea par că pun vreo problemă, hai să bag aici și niște critici pătrunderi. Deci 15k fără nimic, gol. Bă, nu știu fraților, dar mie mi se pare un damage mult. De fapt, un damage, bă, bun, rău de tot. E foarte, foarte decent. Gândiți-vă că cu medalie 30% ar veni undeva la 20k. Și medalie din cufărul cu pești o faci destul de repede. Deci să mințim. Și da, ia să vedem infomob. Sper să am drop. Uitați să iau și cioburile. Ok, n-am avut drop deloc. Nu știu, mi se pare foarte ciudat. Stai așa puțin. Nume întotdeauna. Stai că mi se pare prea efecte. Cădere. Așa, băi, gata. Era culmea să nu am drop deloc. Pergamen binecuvântat, ok. Cartea abilității. Sfera sabiei. Nu puteam să fie aura sabiei. Veșmânt, mănușă, inel. Deci a picat un bless. Și în rest, cam atât. Itemele nu o să-l iau pentru că nu are sens. Regele Uba, băi, cu pământ. N-am talisman de pământ că aș fi încercat, sincer. Și full-urile. Hai mă să vedem, poate îl bagi pe stat. Am destul de multe full-uri pe mine. Dar fără talisman, cred că o să fie destul de complicat. Deci să nu fiu realist. Cât dau un ăsta? 11k. Deci 11k când nu e în protecție. Și dar nu mi se pare că îmi dă nici UBA-ul foarte, foarte mult, sincer. Ba chiar mi se pare că îmi dă destul de puțin și eu am doar 20 KPV.
Deci contul oricum e... Bă, e tank. Deci pentru Tiger Ghost chiar e super, super tank. Ok, aoleu, acum când intră în protecție, se pare că se apucă și ăsta să dea mai mult și ar trebui să am grijă cu full-urile astea. Sper tot să-l bat, nu am coif cu o travă, cred, dar apare n-a fost nicio problemă. Mantia curajului, cufărul întunericului, din care poate să pice smaralzi, king, țesături, ață, accesor de bijuterie, nu, deci doar 20 de mantici a picat, bun. Băi, și contul dă atâta, oricum, numai glaive asta zodiac plus 8, cât e aici, plus alchimia, plus ce item mai are, bă, contul face lejer un 450 de onica popa și se dă la un preț bombastic, zic eu. Aici ar mai trebui să fie un metin. Dacă nu mă înșel, erau două, gen unul prin partea aia mapei și unul pe aici, dar se pare că l-au spart băieții. Da, mă rog. În fine, fraților, cam asta a fost și cu clipul de azi. Eu am fost Taker și până data viitoare noi și ne auzim cu bine. V-am pupat. Ceau, să aveți grijă de voi, fraților.